strada Tighina colț Pogălnicianu. Se pare că era un monument de arhitectură, dar a fost demolat recent sau mai de mult ușor. A fost împrejmuit cu gard de șantier și probabil pentru că noua construcție nu are nicio autorizație, construcția s-a oprit. Dar primăria nu face niciun efort ca să elibereze trotuarul, spațiul public de circulat. Și uitați-vă cât e de dificil, imposibil să treci cu un cărucior, scaun cu rotile, pe lângă faptul că trotuarul e bombardat. Uitați-vă că e plin de pomi, piloni, borduri de tot felul. Și gardul e inutil. Adresa e cu Gălnicianu 4/1. Ce ar fi să avem o primărie responsabilă care să aibă grijă de pietoni, de toți cetățenii, nu numai de mafie?